Merge la școală cu ghete de piele, cu pantalon de tip blu. Succes la școală, domnișoară! Părintele Dan Damaschin face eforturi ca până la finalul săptămânii să echipeze 10.228 de copii pentru școală. Fiecare primește tot ce are nevoie direct de pe rafturile depozitului, iar bucuria din ochii celor mici este de nedescris. Ce haine ți-a oferit părintele astăzi? O geacă, o flanea, o pereche de bluze, o pereche de sosete și o pereche de Adidas. Roxana are 8 copii, iar pe 7 dintre ei îi pregătește de școală. V-ați permis să cumpărați tot ce vă trebuie pentru copii? Nu, pentru că n-am decât un venit alocația lor, atât. În rest n-am ajutor, n-am măriri. Zilnic, cel puțin 300 de copii însoțiți de un părinte vin să-și ridice ghiozdanele pregătite de voluntarii preotului. Cât de mari sunt cheltuielile pentru acest început de an școlar? În ziua de astăzi sunt foarte mari cheltuielile, cu orice. Nu-ți mai permis nimic, absolut. E foarte greu. Banii pentru rechizite, încălțăminte, îmbrăcăminte și produse de igienă sunt adunați din donații și sponsorizări. O parte din suma necesară s-a strâns în urma festivalului Inimo. Până la începutul școlii, copiii să fie cu toții pregătiți frumoși, fericiți și demne pentru școală.